cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață, video cafeaua de dimineață. În exces nu cauzează nimănui, pentru că la ea se uită doar cine vrea, cine rezistă și cine înțelege. Ne apropiem de finalul de an și este una dintre ultimele emisiuni din acest an. Suntem în perioada în care ar trebui să ne amintim poate mai mult despre ce s-a întâmplat acum 34 de ani. Nu neapărat așa cum o fac unele televiziuni, marșând doar pe anumite teorii, fără să se gândească la profunzimea situației sociale din România din 1989, la contextul internațional în care se desfășurau lucrurile și la ce a însemnat momentul acela pentru România. Bineînțeles că atunci, ca oriunde și ca oricând când dau loc asemenea mișcări sociale care se vor dovedi de amploare în timp, apar eroi, apar pseudo-eroi, apar tot felul de oameni pe care se transformă dintr-o dată din potentați în criminali și tot așa. Despre Revoluția Română se poate vorbi în foarte multe feluri. Noi astăzi o să încercăm să vorbim, așa să facem un fel de melanj între revoluție, literatură, revoluție și literatura revoluționată sau nu după 1989. L-am invitat în emisiune pe Adrian lui Gheorghe nu pentru că ar trebui să vorbesc doar cu el despre lucrul acesta, ci pentru că el a scris în Mesager un material pe care l-am publicat și cu el aș vrea să încep. Bună dimineața, Adrian! Bună dimineața și bine ne revedem în emisiunea ta, care cred că este din ce în ce mai urmărită. Nu știu dacă este urmărită, eu mă bucur că încă există. Atât timp cât existăm și mai putem spune lucruri, este foarte bine. Încă o dată am spus, nu cauzează nimănui, în exces, deci nu e nicio problemă. Adrian, ai publicat un material în Mesagerul, la 34 de ani Revoluția Română a eșuat la neamț. Poate e un pic cam dur așa titlul cu eșuatul, dar hai să spun eu înainte, da nu, te las pe tine să spui care este mobilul pentru care ai scris acest material. Da, e un punct de pornire la materialul meu, care este un fel de replică, de fapt, în esență, și care este efect, de fapt, și al articolului pe care tu l-ai publicat cu un număr înainte. Nu, l-am publicat în online. În online, da. E acolo o descriere pe care este absolut corectă și necesară în același timp. Despre ce este vorba? În primul rând, 1989... 2023. Sunt câțiva ani, 34 de ani de la Revoluție. O Revoluție care, spuneam eu cândva, de fapt în 22 decembrie 1989, au fost 20 ceva de milioane de revoluții, pentru că fiecare și-a trăit revoluția lui în felul lui. Fiecare a avut un orizont de așteptare, fiecare a avut disperarea lui, fiecare a avut motivul lui să iasă sau să nu iasă în stradă și așa mai departe. Era 34 de ani de la Revoluție, normal că privim cu nostalgie, eram foarte tineri toți atunci, ne uităm spre tinerețea noastră și ne revedem noi cei de acum 34 de ani. Imediat o să încercăm să punem o fotografie cu tine. Da. Acum 34 de ani, dacă o să reușească Bogdan, ia uite acolo. Da, ce poză. Aveai fular, recunosc că aveai fular și acum, dar ți-am spus să-l dai jos pentru că acoperea microfonul.
Deci tot fular, tot în decembrie. Tot revoluție. Suntem într-o revoluție continuă. Într-o revoluție continuă. S-ar părea că revoluția nu s-a încheiat încă la Piatra Neamț. De ce spun asta? Da, în 1989, de fapt, am să ajung și aici. În 1989, 22 decembrie, e de povestit ce am trăit și ce trăiam noi în acea zi. Începuse Timișoara din 14-15 decembrie. De fapt, noi eram inflamați de ce auzeam la Europa Liberă, la Vocea Americii, la Radio Londra și așa mai departe. Căutam toate sursele. Russia Today? Russia mai puțin. Dădeau din Republica Moldova. O prindeam mai televiziune. Puțin. Dar eram conectați la Europa Liberă cu prioritate și știam ce se întâmplă. De asta noi vorbeam atunci codat între noi pe stradă, că la Timișoara a venit primăvara și lumea a ieșit cu toporaș mână pe stradă și așa mai departe. Erau codurile noastre prin care traduceam ce se întâmpla în jur. Ei, în 22 decembrie 89 a început entuziasmul generalizat, care de fapt era o disperare generalizată. S-a ajunsese la un vârf de disperare la nivel național. A urmat fuga lui Ceaușescu de pe Comitetul Central, așa s-a anunțat la radio, la televiziune și pe contextul acela era Anton Uncu cu domiciliu Forța la Piatra Neamț. Anton Uncu, la ora la care s-a anunțat... Hai să spunem cine a fost Anton Uncu. Anton Uncu a fost... 34 ani de atunci. Sunt unii care nici măcar nu înțeleg despre ce s-a întâmplat acum 34 de ani, evident, pentru că nu le-a explicat nimeni. Așa pentru este. Că nimeni nu vrea să explice și nimeni nu vrea să spună ce s-a întâmplat de fapt atunci ca fenomen. Nu ca eveniment, ca fenomen. Evident. Da, mă rog. Ei, Anton Uncu a fost dintr-un grup de la România Liberă, ziarul România Liberă, cu Mihai Băcanu, cu Mihai Creangă și încă vreo câțiva tipografi de la Casa Scânteii și împreună a scos o România Liberă, chiar liberă, o variantă de libertate, apărut în 1987, parcă. Deci cu 2 ani înainte de... Da, așa. Au fost arestați, anchetați și... pentru că au fost luat sub protecție de câteva ambasade străine, inclusiv ambasada Olandei, nu au fost condamnați, ci au primit domicilii forțate. Iar Anton Uncu a primit domiciliu forțat la Piatra Neamț în 1989, la începutul anului, și i s-a dat un loc de muncă la Biblioteca Județeană, unde era pus să, ironia sorții, ironia istoriei, era pus să conspecteze ziarul Scânteia. Deci trebuia să facă conspect din ziarul Scânteia în fiecare zi, pentru ce nici el nu înțelegea, cui folosea conspectul, nici nu înțelegea. Da, dar primea un salar și avea domiciliu forțat. Așa, și avea o locuință undeva în Dărmănești, în stația de autobuz, a primit o locuință acolo, un apartament cu două camere. Și Anton Uncu, cu care ne întâlneam cam în fiecare zi, eram cu Aurel Dumitrașcu, cu Radu Forescu, cu alții, ne plimbam pe stradă și vorbeam despre noi și despre ce se întâmplă în jurul nostru. Ei, în 22 decembrie 89 era la mine acasă, la amiază, și când s-a anunțat evenimentul la București, dânsul a plecat imediat spre București, i s-a oferit o mașină de la Săvinești. A fost un întreg context aici, nu-l mai detaliez acum, dar în momentul ăla, și acum îl știu de altfel, dar e prea mult de spus. Și au venit câțiva cetățeni din blocul meu și m-au invitat, mi-au spus că trebuie să merg la județeana de partid. Eu, Aurel Dumitrașcu, despre noi se mai vorbea, atunci eram scriitorii care mai gândeau câși. Nu știu dacă nu eram nici pe departe dizidenți, eram niște rezistenți și puneam întrebări pentru că aveam lecturi, aveam foarte multe lecturi și libertatea noi ne-o câștigasem de fapt prin cultură, prin literatură. Și am ajuns în sediul rețenei de partid, am intrat în interior, am vorbit în balcon pe la ora 1,
cred că era pe la ora 1-1 și era foarte multă lume adunată în jurul județenii de partid și am ținut noi speech-urile noastre care au fost de moment, emoționale și așa mai departe. Am reluat și noi mesajul de la București, de altfel, și l-am spus din balconul nostru. Erau mulți acolo în balcon și în clădirea județenii de partid era arhiplină, era gemea de lume. Toate birourile erau pline, se scoteau cărți, a venit cineva în balcon cu un braț de cărți, le arunce că nu mai trebuie, m-am uitat, erau Sadoveanu, erau cărți Eminescu și așa mai departe. Am spus, mă, asta o să ne mai trebuia să du-le înapoi în birou. I-am spus celui care voia să arunce cărțile și așa mai departe. Deci era entuziasmul ăsta cu și anarhia de rigoare în contextul ăsta. Ei, era părintele Țuțuianu care a preluat într-un fel și a făcut foarte bine spiritual. A dominat acea mulțime, a cerut ca toată lumea să se așeze în genunchi și să spună Tatăl nostru. Zice, de la asta trebuie să începem cu Tatăl nostru. Și a fost, cred că, momentul cel mai emoționant al zilei. Din balcon au vorbit câteva persoane care au fost huiduite, fluierate. Nu le mai spun numele acum, dar filmele de atunci sunt mărturie pentru că au fost făcute niște filme. Cine le-a făcut, securitatea, cine avea aparate de filmat, e greu de spus acum, pentru că trebuie să spun pentru cei care s-au născut mai târziu, pentru cei care nu știu, nu puteai să ai un aparat de filmat decât cu acordul poliției, ți era controlat. Ca și mașina de scris. Ca și mașina de scris, de altfel, eu am încă adeverința prin care mi s-a permis să am o mașină de scris cu care mergeam în fiecare an la probe, la miliție și acolo la miliție dădeam proba de scris ca nu cumva mașina să fie folosită în alt scop. Ei, după amiază, după ce nu ne-am mai găsit locul și rostul în județeana de partid unde lumea era foarte agitată, cred că erau foarte multe sau erau câteva persoane care știau de fapt ce trebuie să facă și noi ne-am bucurat atunci pentru că erau oameni care aveau logică în comportamentul lor, dar probabil că știau și din altă parte. Și am plecat la ziarul Ceahlău împreună cu Aurel Dumitrașcu, cu Radu Florescu, cu profesorul Bolohan, profesor de istorie Bolohan. Acum este la Iași. De la Iași. Și ne-am dus și am, împreună cu Viorel Tudose, cu toți ceilalți care erau în redacție, care erau tocmai pregătisere ziarul nou pentru 23, de fapt nu nou, era ziarul cu incriminarea huliganilor la Timișoara, așa. Și au dat la topit imediat și au spus, da, scoatem un ziar nou. Și cine scrie editorialul? Zic, hai să încerc eu. Și am scris un text atunci, a fost primul text, de altfel, scris în seara zilei de 22. Când l-am citit, s-a creat așa un frison, adică erau cuvinte care nu mai fusese niciodată spuse în redacția ziarului Ceahlău la până atunci, și de aici s-a făcut ziarul care a apărut a doua zi. Ei. S-a tras în popor, s-a tras în mulțime de la Timișoara, București, Arad, Cluj-Napoca, Sibiu și alte localități. Acea mulțime ieșise să se exprime fără violență, voință, cerea libertate, pâine, cultură, adevărat, înlăturarea carieriștilor fără scrupule de la conducerea instituțiilor reprezentative pentru popor, cerea democrație și adevăr. I s-au dat gloanțe. Da, deci asta, o să revenim la fraza asta. A fost atunci. Ideea este că la 34 de ani, în 1 decembrie 2023, pe clădirea fostei județene de partid, a apărut o placă neagră pe scris alb pe fond negru, cu care are în cap așa, respect și stimă celor care au ocupat sediul PCR în decembrie 1989. Ăsta este capul. Urmează o listă și de desubt stimă și recunoștință. Această placă a fost realizată cu sprijinul președintelui Consiliului Județean, domnul Ion Asafte. Spun din la început, nu am nimic cu persoanele. Nu discut calitatea persoanelor, dar vreau să amintesc că domnul Ion Asafte atunci era într-o structură a PCR-ului la nivel național și n-avea nicio, era incompatibil practic cu ceea ce însemna Revoluția Română la 1989.
mirarea mea, stupefacția mea, reacția mea a fost la acest, la această placă pusă pe sediul PCR-ului. În primul rând, respect și stimă celor care au ocupat sediul PCR, au fost mult mai mulți, au fost sute, cred că au fost în acel moment în sediul PCR, filmele pot să demonstreze, și faptul că la 34 de ani o listă cu revoluționari, cu oameni care au participat la acele momente, este validată de un fost activist de partid. Mie mi se pare o ironie a istoriei și, de fapt, o deviere de pe o axa normalității și a moralității. De ce nu? Hai să spun ceva. Mie mi se pare că este un lucru firesc în România de astăzi. Atâta timp cât am avut România condusă după 89 de foști comuniști de frunte, după care ei au transmis puterea eșalonului, care era foarte tânăr la vremea respectivă, nu văd de ce acum un fost activist nu și-ar pune semnătura, mă rog, semnătura, n-ar apărea pe această... E o semnătură pentru eternitate. Pentru eternitate. Pentru că, de fapt, nu s-a schimbat în fond mare lucru din acest punct de vedere al structurilor de conducere. Eu nu vorbesc acum de supermarketuri și de alte lucruri, de posibilitatea de a ieși, de a spune ce vrei până într-un anumit punct, dar atunci a fost manipulare în 89, dar ce manipulare acum este, nici nu mai discutăm. Deci eu nu mă mir, eu mă mir de altceva. Eu mă mir că oamenii aceia care sunt acolo pe listă, nu cei care au decedat, că între timp o parte au decedat, au acceptat să apară numele lui Asafte. Că lista poate nu mă deranjează. De ce să mă deranjează? Au fost, au făcut, trebuia mai mare, nu știu care sunt criteriile după care s-a făcut, cine a fost cu ideea, nu știu, chiar nu știu și nici nu țin neapărat să aflu. Dar să apară numele lui Asafte înseamnă, de fapt, din punctul meu de vedere, o legătură, că și pe placă apare sediul PCR sus și domnul Asaftei jos, președintele Consiliului Județean, care Consiliul Județean își are sediu în fostul sediu PCR. Deci, e așa, cum erau romanele lui Rebreanu, știi? Se închideau. Îl închideai, plecai dintr-o scenă și te întorceai în scena respectivă. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu nu mă mir. Problema este de mesaj. Ce mesaj transmite cu chestia asta? Și mesajul nu este foarte bun. Exact asta este. Eu nu vorbesc de competențele domnului Asafte în calitate de funcționar în acea clădire. Nu contest treaba lui. A fost ales, e democrație în România, a ajuns pe o funcție. Dar de acolo până ajunge să valideze, pentru că până la urmă... Să certifice într-un fel o listă cu revoluționari, când revoluția tocmai împotriva unei anumite categorii a fost, împotriva unei tendințe, împotriva unui partid și așa mai departe. Deci aici mi se pare ieșit din obișnuit. Dincolo de asta, dacă e să fim foarte serioși și foarte corecți cu ce a fost la Piatra Neamț, în primul rând nimeni nu s-a dus în sediul postului PCR pentru ceva. Adică să apară pe un listă. Au fost unii care au căutat anumite lucruri, evident, și au căutat urmele și au căutat, deci au mai fost, hai să fim cinstiți. Așa este, dar vreau să zic că din punct de vedere moral, acolo. Bun, dacă revoluția în momentul ăla ar fi luat altă turnură, s-ar fi tras de pe clădirea poștii, de pe clădirea nu știu care, cred că nu era vizat balconul, ci vizată toată acea adunare, mulțime din față. Pentru că dacă ar fi fost un balcon mai mare cât este, să zicem, spațiul din fața clădirii, toată lumea de jos ar fi stat în balcon. Pentru că toți simțeau nevoia să urce spre ceva, să protesteze, să vorbească, să aibă un punct de vedere, pentru că toți se bucurau într-un anume fel. Deci de asta balconul, din punctul meu de vedere, a fost cât era piața de mare.
Deci balconul a fost, de fapt, toată piața a fost un balcon. Iar participarea a fost colectivă. Și propuneam așa că în locul acelei plăci care a apărut aici, să fie scris eventual în acest loc, cu demnitate, cu curaj, cu disperare, în data 22 decembrie 1989, mare parte dintre cetățenii municipiului Piatra Neamț au participat la Revoluția Română, au îngenunchiat și s-au rugat pentru ca România să aibă parte de democrație și viitor. Deci ar fi fost o chestie care ar fi acoperit, practic, cu demnitate, zic eu, marea populație sau mare parte a populației care a participat la, în acel moment. Hai să spunem că este nefericit această chestiune cu ASAFTE și să încercăm să mergem mai departe cu emisiunea spre alte lucruri. Că așa este, nu, dar trebuia spusă și asta. Poza asta, într-adevăr, mă umple de duioșie. De duioșie. Nu știu, eram într-o perioadă în care efectiv nu mai știam în ce direcție să o luăm. Aveam 30 de ani, trăise multă cultură, trăise multă literatură și vedeam prin literatură, prin cultură, vedeam zidul și închisoarea în care trăiam. Trăiam într-o închisoare. Da. Sunt multe de spus. Fiecare a avut închisoarea lui. Fiecare a avut revoluția lui. Lucrurile sunt multe greu de explicat. Mulți n-ar înțelege astăzi ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat atunci, ce s-a întâmplat în anumite zone din țară, pentru că într-un fel s-a simțit decembrie 89 la Piatra Neamț, într-un fel s-a simțit la Sibiu, într-un fel s-a simțit la Odorheiu Secuiesc. Erai acolo. Eram acolo și am venit aici, deci am venit cu o zi înainte în Piatra, cu greu. Dar nu asta este important. S-au simțit lucrurile altfel. Unii au stat la televizor, alții nu. Ideea este că nu poți să certifici o asemenea chestie cu numele unui vremelnic președinte de Consiliul Județean, care de fapt nici n-a fost ales președinte. El a ajuns președinte. Mă miră faptul că dânsul nu a refuzat lucrul ăsta. Nu, probabil că nici n-a știut. Hai să spunem așa, că probabil... Probabil că naște. S-a trezit revoluționar. Este cel, deci este cel care certifică prezența acelor oameni în sediu PCR din Piatra Neamț. Bun, hai să vedem un pic. 89, simțeai că nu mai știi în ce direcție să o iei. Ce s-a întâmplat după? Cum v-ați găsit direcția? A fost ușor pentru cei din domeniul literaturii? Nu, n-a fost ușor și nu este ușor. Poate este chiar mai greu decât înainte de 1989, dintr-un anume punct de vedere. Dacă atunci știai să te strecori, da, era ok. Exista câștigai cenzură bani. Și autocenzura. Da. Era cenzura și autocenzura. Nu, eu vorbesc și material. Da, evident. Atunci când îți apărea o carte, primeai niște drepturi de autor, dar aia nu era totuși libertate în literatură. Nu era libertate. Erai controlat. Era o libertate controlată. De asta eu prefer o perioadă ca acum. Prefer o perioadă care a urmat revoluții de la 1989, pentru că, până la urmă, și în literatură, și în viață, și în artă, și în toate, poți să te ratezi, ce e drept, dar să o faci cu, pe mâna ta, pe puterile tale, pe așteptările tale, pe orizontul tău. De asta eu sunt pentru libertate și consider că revoluția ne-a adus lucruri nemaipomenite. Apropierea de Europa, de exemplu, este un lucru nemaipomenit. Faptul că suntem în Europa acum, deși au tot felul de critici și tot felul de voci. Are grijă Europa să întrețină aceste tot lucruri. Tot felul de voci. Eu cred că intrarea în Europa este un deziderat care vine de pe vremea lui Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare dintotdeauna și-a dorit să fie cu popoarele europene. N-a dorit să fie o insulă de moldovenism undeva în coasta Rusiei. Acum, ca să respectăm adevărul istoric, nici n-a șovăit când a trebuit să alieze cu tătarii. Deci, asta ca să trecem din zona asta de, cum să spun, hiperbolizare a unei imagini.
lumea poate nu știe, dar Ștefan cel Mare, în ciuda faptului că s-a spus că el s-a bătut cu turcii și cu tătarii, a fost aliat o bună perioadă de timp cu tătarii. Moldova în timpul lui s-a dezvoltat cel mai mult în perioada de pace cu turcii. Avansez și o chestiune istorică unui profesor de istorie. Da. Așa este. Da. Bun, revenind. Da, așa este. Eu stăteam acum în timp ce îmi spuneai de asta și mă gândeam dacă un poet adevărat, mare, precum Nichita Stănescu, s-a dezvoltat în totalitate în perioada aceea sau el putea să scrie mai mult într-o altă zonă, mai bine? Da, întrebarea, nu știu, eu cred... este firească, însă Nichita Stănescu provine din acea generație 60, o generație care a prins s-a dezvoltat după 65, după acel dezgheț ideologic. Nichita Stănescu, Ana Blandiana, Ileana Mălăncioiu, Augustin Doina și așa mai departe. Marin au putut Sorescu, să scrie. Evident, ei s-au dezvoltat pentru că au avut o libertate aproape nesperată, o libertate nemaipomenită până prin anii 75. La un moment dat și protecție. Și protecție la un moment, pentru că puterea comunistă și-a dat seama că are nevoie și de cultură și mai ales de un anumit nivel al culturii. Ideologizarea forțată a culturii dusese la închiderea, practic, oricărei perspective culturale. Cultismul în orice domeniu al artei închisese, practic, orizontul cultural românesc. Ei, până la urmă, cultura e o chestiune care se dezvoltă natural. E ca iarba. Ca iarba care iese cu piatra în gură, spuneam undeva, în orice context, când simte că vine primăvara, iese. Așa este și cultura. Ea, dacă simte libertate, simte că are condiții prielnice sau chiar din potrivă, nu are condiții, atunci forțează nota și cultura iese în orice context. De asta Nichita Stănescu, zic eu că s-a dezvoltat și a dezvoltat paradigma poetică, s-a dezvoltat ca scriitor, și pe orizontul de așteptare al celor din jurul lui. Nichita a fost mitizat în timpul vieții. Dați-vă seama, a murit la 50 de ani. Nichita, la 50 de ani, era, cum să zic, o creație a sinelui poetic, dar în același timp și a lumii din jurul lui. Pentru că Nichita Stănescu a fost mitizat. Devenise așa o emblemă a tinereții creatoare. Eu am fost de două ori la Nichita Stănescu acasă și de fiecare dată nu-l vedeam pe Nichita, vedeam proiecția mea despre Nichita. Am rămas cu acea imagine a unui Nichita care plutea pe un norișor și noi eram cei care eram cu picioarele până la genunchi în pământ. Și ne uitam cum plutește pe norișor Nichita și mi se părea cumplit de bătrân, deși avea 40 ceva de ani când l-am văzut prima oară. Și de asta zic că percepția culturală era alta în acel moment. Întrebarea e bună. Nu știu dacă un Nichita după 89 s-ar mai fi adaptat la condițiile literare, de evoluția literaturii. Marin Sorescu, de exemplu, nu a rezistat. Marin Sorescu după 89 a intrat un pic și în politică, a intrat și la ministeriat, la Ministerul Culturii, n-a mai scris mare lucru, aproape nimic n-a mai scris Marin Sorescu după 89, pentru că nu mai era lumea lui. El venise dintr-o lume în care putea vorbi, cum să zic, pe un anumit limbaj, criptic. Ei, după 89, Marin Sorescu n-a mai fost Marin Sorescu, dar scrisese opera, era acel important, foarte important scriitor, care este, de fapt, Marin Sorescu și care este de redescoperit. De asta întrebarea e bună. Noi, în 1989, eram tineri. Aveam 20 și ceva de ani, 30, și de asta noi eram la început de drum. Nou ne-a priit, după 1989, să scriem. Chiar vorbeam de Revoluția Română. Am scris un roman, Laica, care este Revoluția Română, considerat romanul Revoluției Române, a luat și premiul unui scriitor din România și bucuria mare este că acest roman a apărut și în Macedonia într-un tot am amintit de Nichita, Macedonia. Absolut. El acolo este văzut Macedonia, ca un... Serbia, da, sigur, Serbia, ca un reper uriaș european în poezia balcanică, este mitizat, mitizat.
Și romanul Laica a apărut în limba macedoneană. Acum este la al doilea tiraj. Am dat acceptul pentru al doilea tiraj. În România nu cred că l-ai scos nu, pe al doilea. Nu, în România a apărut un singur tiraj. Am luat premiul ce e drept așa. Există o tendință a cuiva, un Sabin Popescu, un regizor din Timișoara, să facă un scenariu după Laica pentru o punere în scenă sau o punere în film. Pentru că e vorba de Revoluția Română la un spital de nebuni. Și acolo nebunii văd ce se întâmplă la București, pun un televizor pe geam și fac și ei, la nivelul ospiciului, fac o revoluție. Da? Restul-i tăcere. Da. Da. Dar e bine că ți apare a doua ediție în Macedonia, în limba macedoneană, în România. Nici nu îndrăznesc să spun, să te întreb câte exemplare se scot la un tiraj în România, la un roman premiat de Academia Română. Cred că am avut vreo 2000 de exemplare, dar în Macedonia am avut 5000. 5000 de exemplare, tirajul prim, la o țară mult mai mică decât România. Mă bucur. Pe în altă parte se citește mai mult. Probabil că și oferta la ei nu e așa de mare ca la noi. Probabil că la noi e o ofertă foarte mare. Așa, și dacă tot vorbim de ieșire din spațiul românesc, un alt roman pe care nu știu dacă l-aș fi putut scrie dacă nu era momentul 1989, este romanul Urma, o poveste de la Iud, un roman care la fel a avut o presă bună. Hai să spunem despre ce e vorba la Iud. La Iud, închisoarea pentru deținuții asta, politici asta de la Iud, așa este, noi vorbim dacă deci, am recunoscători, da, ai dreptate. Nu, eu încerc tot timpul să-ți... Iud a fost polul suferinței românești. Acolo au fost cei mai mulți dintre intelectualii români închiși. O parte au fost legionari, mare parte n-au fost legionari. Preoți foarte mulți. Înalți prelați. Așa. Și acolo, în închisoarea de la Iud, mi-am imaginat la 1961, într-o dimineață, pe zăpada proaspăt așezată, în noiembrie, la capăt de noiembrie, au apărut niște urme. Urmele erau nu dinspre închisoare spre gard, ci dinspre gard spre închisoare. De aici începe o poveste întreagă, cine a intrat în închisoare pentru că nu au găsit pe nimeni în plus între deținuți. I-au numărat, i-au verificat, i-au controlat, nimic. Au venit anchetatori de la București, am dat așa o tentă de parabolă și așa mai departe, multe și am maximizat subiectul. S-au băgat în seamă că până la urmă și securitatea română s-a băgat în seamă în multe, multe situații. Ei, s-au băgat în seamă și la urmă au scos, au găsit un vinovat. Trebuia să găsească un vinovat care a și murit de altfel în urma anchetei. Așa găsesc un vinovat. Cazul pare încheiat. Ei, următoarea noapte au apărut din nou urmele. Ei, aici cei care au interpretat romanul au găsit și parabola Sfântului care a avut grijă și a ocrotit pe deținuții din închisori și așa mai departe. Daniel Sandu Tudor, cineva făcea referire la el, că era capabil să treacă dintr-o celulă în alta și să-i mânghe pe creștet pe cei în suferință și așa mai departe. De asta e un roman parabolă, dar a apărut în limba maghiară la Budapesta. Voi avea o lansare februarie-martie, din câte știu. Cea care a tradus o cheamă Gabriela Costa, o traducătoare, care știe foarte bine limba română, e dintr-o familie mixtă, trăiește la Budapesta, și care l-a tradus, dacă e să spun, l-a tradus recent și pe Mircea Cătărescu cu Solenoid în limba maghiară. Așa că sunt într-o serie de prozatori români traduși la dacă tot ai amintit de Aiud, eu simt nevoia, chiar dacă te întrerup un pic din expozeu, simt nevoia să spun că după 1989, noi am uitat ce a însemnat perioada de represiune comunistă. Nu neapărat că au luat niște oameni și i-au dus la închisoare, la canal sau în altă parte. Nu, au luat aproape o clasă socială și au încercat să o distrugă. Au încercat să distrugă tot ce însemna țăran harnic, așa zis și mijlocași, chiaburi făcuți de comuniști.
i-au decimat. Efectiv, i-au decimat. Au scos tot ce era intelectualitate în această țară și i-au obligat, unii au murit în închisori, alții i-au obligat să plece. S-a produs pentru o perioadă de timp o tăietură, nu chirurgicală, din aia criminală, în interiorul societății românești. Și a durat foarte mult până când ai avut cu ce înlocui toate aceste lucruri. De aceea aiud la Sighetul Marmației, memorialul, alte locuri din țară, Jilava, Pitești, ce s-a întâmplat acolo, absolut incredibil, nu poți să-ți imaginezi ce s-a întâmplat acolo, oamenii cei mai puternici au cedat și au colaborat și ei, toate lucrurile astea, din păcate, s-au uitat, chiar dacă există pe aici, pe acolo, niște lucruri care s-au făcut, cum e memorialul de la Sighetul Marmației. Dacă este bine, uluitor. Da, dar după părerea mea, acolo ar trebui fiecare școală să aibă obligatoriu o excursie cu elevii în memorialul ăla, trecută în programa școlară. Să se ducă, o să spuneți că dacă se poate vedea pe internet. Nu este același lucru. Eu vă spun, am fost de câteva ori acolo și de fiecare dată când ieși, te simți marcat, ai 2-3 zile în care stai și te gândești la ce a fost, ce s-a întâmplat acolo, toate poveștile. Dacă te duci și citești pe pereți, automat dai de nume cunoscute din orice zonă a țării ai venit. Dacă mergi din Neamț, uite, îmi vine primul număr, Caraza. Dar sunt o groază. Justin Pârvu. Da, Justin Pârvu. Mulți. Da. Ei, nu se face, nu avem acest cult. Eu propuneam aici, în Mușcătura de Măr, în cartea asta, ca una din sesiunile Parlamentului României să fie ori la Iud, ori la Sighetul Marmației, la memorialul victimelor comunismului, pentru că numai așa am dat o dimensiune. Dă-mi voie să spun ceva. Eu nu mai am nicio speranță că parlamentarii ar înțelege ceva ducându-se acolo. Cel puțin o mare parte a lor. Ar da un semn. Dar eu îți spun că dacă copiii s-ar duce, așa cum a început această educație, care după mine nu este educație, este îndoctrinare, cu hai să ecologizăm totul, totul trebuie ecologizat. Eu n-am nimic împotriva ecologismului, dar în niște limite. Și în loc să facem educație, noi zicem, hai să facem educație. Hai să facem totuși ceva cu copiii ăștia, să învețe, să vadă ce s-a întâmplat. N-am auzit de un tur operator pentru turism școlar care să facă un traseu cu punctele astea. Este extraordinar de important lucrul ăsta. Deci, da, mă rog, hai să revenim. Da, că mi-am adus aminte, ai spus aici și am simțit nevoia. Am deschis la întâmplare cartea asta, Mușcătura de Măr, care a apărut anul ăsta. Da. Și la un moment, am mai discutat noi despre ea. Apropo de Consiliul Județean, de fostul sediu PCR, zic așa, am inițiat cândva o petiție pentru ca sediul actual al Consiliului Județean Neamț, al serviciilor Consiliului Județean Neamț, cât și al instituțiilor tolerate, precum Prefectura Neamț, să devină sediul Muzeului Comunismului din Județul Neamț. Dar s-a făcut primul pas. Inițiativa, da, asta e. Primul pas este această inițiativă, ar putea fi extinsă la nivelul țării, fiindcă în fiecare județ există o clădire urâtă, la propriu și la figurat, în care au vețuit instituțiile comuniste, activiștii Partidului Comunist. Argumentele pentru care am susținut acest lucru sunt diverse și cred că și de bun simț. S-a observat din 1989 încoace că toate persoanele care intră în această clădire, fie persoane alese, fie persoane numite, fie persoane acceptate prin concursuri mai mult sau mai puțin aranjate, se comportă exact ca predecesorilor din perioada comunistă. Clădirea în care a funcționat activul de bază al Partidului Comunist Român devine automat clădirea în care activează oricare alt activ de partid, dar fix în parametrii fostului PCR. Forma, locul, deprinderile, culoarea, mirosul, toate acestea determină un anume tip de comportament care face inutile toate speranțele, toate iluziile, toate proiectele enunțate la Revoluție. Acestea
trebuiau să ducă Județul Neam și implicii România într-o zonă a bunului simț, a bunei guvernări, a bunei educații. Și spuneam aici că pe niveluri, pe etaje, cum am putea să facem muzeul ăsta. Deci, Muzeul Comunist din Județul Neam să fie împărțit pe teme sociale specifice. De exemplu, un etaj să fie dedicat construcției barajului de la Bicaz. Una dintre marile drame ale locului, când au dispărut numeroase Și o mare realizare. Tocmai asta este. Da. Șantierul barajului a fost în acele timpuri un loc de muncă pentru mulți deținuți politici, din păcate, importante documente din arhiva CNSAS, care ar fi putut dovedi asta dispărând fără urmă. După aia, cooperativizarea agriculturii, să fie un etaj cu drama și cu realizările care au fost. Da, am avut în Neamț adevărate drame. A fost în zona catolică, unde au fost dislocați, practic, oamenii de acolo, s-au revoltat. Evident. N-au vrut să intre în colectivizare, pe Valea Muntelui. Deci un etaj ar trebui dedicat colectivizării forțate cu alte drame care au însuțit îngenunchierea proprietății țărănești, cu documente și povești triste, nedrepte și dureroase din perioada 48-62. Un etaj să fie dedicat eroilor din închisorile comuniste, dramelor din Biserica Ortodoxă, dramelor celorlalte culte religioase, martirajului preoților, al celor care s-au luptat să reziste, al oamenilor care s-au împotrivit tăvălugului ideologic. Iar la etajul 4, unde a fost UTC-ul pe vremuri, ar trebui să fie cu realizările din perioadă. Realizările din acea perioadă, pentru că au fost multe realizări. De exemplu, am văzut un sondaj recent, când a fost România cel mai bine educată. Cel mai bine educată în istoria modernă. Și sunt două momente. Este momentul anilor 30, când România a avut un boom la nivel de educație, și boom-ul s-a regăsit în artă, în cultură, în invenții, în tot. Și în nivelul de trai. Și în nivelul de trai. De care ce la, s-o mai la momentul de atunci, așa. Ei, după care a urmat războiul, cu acel pas înapoi decisiv, dar a urmat încă o perioadă a României foarte bine educate, anii 70. Anii 70-80, România a fost din nou educată. După ce lucrurile s-au așezat cumva. Deci o regulă și așa mai departe. De asta noi trebuie să ne regăsim o cadență. Noi nu ne regăsim în momentul ăsta o cadență ca să reintrăm în normalitate. Eu pentru asta militez. Fiecare perioadă are bune și rele. Din păcate, în perioada comunistă a existat o perioadă a răului absolut. Absolut, așa e. Deci aia este perioada răului absolut, în care mediocritatea, grosolănia, tot ce vrei, delațiunea, tot ce vrei tu, erau pe primul plan și erau încurajate prin politică de stat. Bine, nu suntem departe nici acum de când începe să încurajeze delațiunea tot prin politică de stat. Motivele diferă, dar nu în, cum să spun eu, în profunzimea lor. Ei, după care au început o altă perioadă în care rău a coexistat cu lucrurile bune care se făceau. Și s-au făcut forțat, că s-au făcut multe dintre ele fără să țină cont de adevăratele realități din zonă. Este altceva. Dar am avut și lucruri bune. Absolut. Am avut lucruri bune care trebuie amintite și trebuie să avem curajul să spunem aceste lucruri. Acum știi cum e. Dacă spui că a fost bine, vin și te înjură 20 pe Facebook și spun, doamne, ce știi? Și ăla săracul, în viața lui, n-a știut ce înseamnă. Bine, n-a citit, asta e altă poveste. Dar n-a știut ce înseamnă să trăiești înainte, cât de cât. Sau n-a citit despre ce se întâmpla atunci. Da. Eu și acum spun, dar nimeni nu mai citește. A fost o carte, dacă nu mă înșel, a lui Petre Sălcudeanu. Biblioteca din Alexandria. Biblioteca din Alexandria. Cartea aceea, dacă ar fi citită și ar exista undeva și două, trei explicații pentru cei care nu înțeleg mesajul, trebuie să recunosc. Aia vorbește foarte multe, inclusiv despre Județul Neamț. Acțiunea se petrece la sanatoriu de la Bisericani. Și vorbește despre perioada barajului, vorbește despre deținuții care lucrau la baraj. Este o carte senzațională scrisă. N-am nicio problemă. Petre Sălcudeanu a dat-o și el în bară după 89 și înainte, cred, câteva ori. Dar cartea e bună.
Evident. Revenim. Da, da, trebuie decelat, trebuie ales, trebuie înțeleasă. Noi nu am făcut, de exemplu, o reevaluare a literaturii române. Am lăsat-o într-o oarecare dezordine, așa cum am preluat-o în 89. N-am studiat foarte bine epoca, n-am pus pe raftul pe care trebuie legionarismul, care e o rană a istoriei, trebuie acolo pus pe raftul lui. Stai un pic să ne înțelegem. Deci, să ne înțelegem. Da. Rana istoriei. Rana istoriei din ce punct de vedere? Tocmai pentru că nu este studiată și pusă în context. În contextul ăsta, în contextul. Da. Așa da, așa da, așa. Rană de istorie, așa. Pentru că legionarismul nu poți să-l rupi de ce s-a întâmplat păi, dar nu în toată Europa. Nu poți să-l scuzi, nu poți să-l... A fost da. În perioada respectivă. Și hai să mai spunem ceva. Și acolo există o zonă a răului. Dar există și o zonă a lucrurilor care trebuiau spuse în perioada aceea și care au scos la iveală discrepanțele dintr-o societate. Ca și comunismul. Da. Ca și comunismul. Ca și comunismul. Are părțile bune și părțile rele. Comunismul. Au început în zona noastră... E bine. Lumea e în normalitate. Așa. Când auzi muzica în Piața Mare, e un act de normalitate. De asta, noi pentru asta a fost Revoluția din 89, pentru normalitate, pentru comportament civilizat, ce e drept, după niște reguli, dacă se poate, interumane, bine, bine stabilite, cu empatie, ori spunea cineva de la Umberto Eco încoace că internetul l-a pus pe idiotul satului să fie purtător de cuvânt, că am ajuns în post-adevăr când prin internet fiecare are adevărul lui și nu mai există un adevăr absolut. Ei, aici e altă dramă. Lipsa de dialog. Asta este. Așa este. Așa este. Sunt multe monologuri și mai puțin dialog. Și dispare și afecțiunea, afectivitatea, dispare comunicarea aia față către față. Comunicăm acum foarte mult prin mesaje goale de afecțiune, goale de sentiment. Ori cred că aici am pierdut foarte mult. Trăim într-o lume în reașezare, zic eu, trăim într-o lume în reașezare, care va duce și la schimbarea unei paradigme sociale și chiar paradigma umană. Trăim într-o lume foarte interesantă, de altfel, nu spun ciudată, nu o neg, o accept, o privesc și... Eu mă tem, sincer, că vom asista din nou la o perioadă în care, sub altă denumire, vom avea epurări, sub altă denumire vom avea dislocări masive, și nu mă refer la mutare, dislocări masive a unor categorii sociale care vor fi scoase dacă nu vor accepta compromisul din viața publică, și nu sunt adept teoriei conspirației. Niciun. Dar drumul care este trasat de acum încolo nu este unul care să favorizeze un progres firesc al ființei umane. Cantemir spunea în istoria eroglifică, la un moment dat, spunea așa: acum este vremea când prepelița prepelițește și iepurile iepurește, dar va veni vremea când prepelița va iepuri și iepurile va prepeliți. Deci, de atunci se spunea că lucrurile nu sunt chiar la locul lor. Bun, acum Cantemir știa ce spune, pentru că el a iepurit la turci. Glumesc. Și a pepelițit la ruși. După ce, că știți că istoria asta este a naibii de rea. O mare personalitate culturală și istorică, Dimitrie Cantemir, a fost cel care a dat semnalul și a creat condițiile pentru instaurarea unei perioade foarte negre în istoria Moldovei și a țării românești. Domniile fanariote. Ideea este că, se spune, în moment... a apărut prea devreme în istorie, trebuia să apară mai târziu.
Probabil că da. Un om care știa exact ce care era forța Imperiului Otoman n-avea voie să pună toate cărțile într-un singur pot, mergând alături de Petru cel Mare, în lupta împotriva turcilor, au luat bătaie și din momentul acela a început 1711, jihadul. Da, a început jihadul. Și partea aceea de istorie foarte urâtă. Da, asta e o mare personalitate, un mare scriitor, un mare istoric. Este recuperat acum. Da. E recuperat, dar greu de recuperat la dimensiunea la care chiar a fost, pentru că a fost primul acceptat în Academiile Europene. Exact. La 1700 și... Și a fost sfetnicul Petru cel Mare, care Petru cel Mare a lansat celebra idee, ții minte, să avem Imperiu până la gurile așa, etc., etc. Da. Astea sunt... Astea și sunt... În 1989, la Revoluție, tot ne întoarce la momentul ăla, m-aș fi întrebat dacă aș fi putut să apară în China. Și ai apărut în China, nu? Și am apărut în China cu o antologie. Probabil că dacă continua regimul trecut, apăreai și în China. Și am apărut și în China cu o antologie de poezie. E în română, în engleză și chineză, cu un tiraj de încercare de 60.000 de exemplare. Bine, acum la ei, nici dacă îl trimit la școlile, nici dacă îl trimit la licee, nu le ajunge 60.000 de exemplare. Pe site-ul editurii, care am înțeles cea mai importantă editură din Shanghai, așa, 60.000 de exemplare, tiraj de încercare. Am uitat ce populație are Shanghaiul, dar cred că... cred că... 30-40 de milioane. Așa că... Dacă Revoluția a fost în România, a fost și... Te-ai internaționalizat după. Da, te-ai internaționalizat. Am apărut și în rusă. Am o carte apărută la Moscova, când în 2004-2005, cred că, o traducere foarte bună și am apărut în Literaturnaya Gazeta cu o pagină de poezie. Se spune Literaturnaya Gazeta. Literaturnaya Gazeta. Literaturnaya Gazeta, da. M-a apărut acolo cu o pagină de poezie. Apropo de internaționalizare și dacă Revoluția Română a însemnat ceva pentru fiecare în parte și pentru toți la oaltă. Îți mulțumesc pentru participarea la emisiunea Adrian Ole Gheorghe, scriitor, cu cărți apărute în mai multe țări, Rusia, China, ca să începem, de la Revoluție încoace, Ungaria, Macedonia. Macedonia. Așa. Îți mulțumesc pentru participarea la emisiune. Cum spuneam, aici discutăm, nu dăm sentințe. Cine vrea să discute, este binevenit oricând. Numai... Evident. Și ai creat deja așa un spațiu în care poți să te exprimi liber, așa cum ne visam la Revoluție. Și pentru că suntem în preajma sărbătorilor, a Crăciunului, a noului an 2024, fiecare an este deja un orizont de speranță. Am să spun un catren pe care îl folosesc de obicei când îmi urez amicii și le spun așa: să vă fie veseli anii și cât ceahlăul să trăiți, să vă trăiască toți dușmanii și să vă vadă fericiți. Corect. Încheiem așa. Să trăiască toți dușmanii, să ne vadă fericiți. Numai bine, oameni buni, ne vedem mâine dimineață. La o altă. Nu, mâine nu. Mâine avem o vizită a unor elevi care scriu, fac o revistă și vor să vină aici în redacție să discutăm despre cum se face presa, cum văd ei presa, cum o vedem noi, facem schimb de experiență, pentru că eu, sincer, vă spun, aștept să învăț foarte multe de la ei. Pentru că sunt foarte curios cum văd ei ce se întâmplă. E nevoie de un suflu nou în presa din neamț și e nevoie de acest schimb de generații și e foarte bine că îi provoci și îi aduci. Să știi că ei au venit. Dă-le pe mână un număr de mesagerul să-l scrie. N-am niciun fel de problemă cu mare drag. Chiar vreau. Ne oprim aici de data asta. Chiar ne oprim. La revedere, numai bine.